Răzvan, felicitări, o victorie senzațională, 4-0 cu Dinamo, un scor care ne scutește de orice comentarii. Da, un derby pe care l-am câștigat, categoric, o victorie frumoasă, suntem foarte fericiți că ne-am bucurat alături de suporteri și am făcut un meci foarte bun. Cum ai văzut meciul? Ei veneau după o serie foarte bună de rezultate și noi aveam două victorii consecutive. Diferența a fost destul de mare. Da, deși este o nou promovată, Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție, o echipă care joacă, pasează, încearcă să joace fotbal și nu a fost ușor, mai ales prima repriză. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să facem ce am pregătit toată săptămâna, ce am pregătit alături de mister și de tot stafful și se pare că ne-a ieșit. Felicitări pentru primul tău gol în Al Vișniu, am văzut o bucurie, o descătușare așa la tine. Da, nu neapărat o descătușare, mă bucur foarte mult că am marcat. Îmi dă curaj, încredere să continui ceea ce fac în continuare, să muncesc și să o țin pe această pantă. Suntem pe un trend foarte bun, aveam cel mai bun atac înainte de etapa asta, acum ne-am consolidat această distinție, să spunem așa. Suntem o echipă foarte ofensivă, ce se întâmplă? Asta pregătim, asta lucrăm zi de zi. Încercăm să atacăm indiferent cu cine jucăm și se pare că ne iese foarte bine. Vom continua în această manieră cu fiecare echipă și vom da 100% meci de meci. Urmează o pauză foarte scurtă pentru voi, apoi veți pregăti meciul cu Oțelul, o altă nouă promovată, de această dată în deplasare. Ne vom pregăti foarte bine perioada asta, va fi o perioadă în care vom încărca cel mai probabil. O perioadă mai dificilă, dar sperăm să pregătim foarte bine acest meci. Nu va fi un meci ușor. O echipă arțăgoasă, agresivă și cu siguranță nu ne va fi ușor. Acum trei etape, multă lume ne vedea în afara play-off-ului, o echipă căzută. Acum suntem la un pas de podium. Nu știu ce rezultate vor fi în această etapă, însă suntem acolo. Cred că în viața oricărei echipe există urcușuri și coborâșuri, perioade și perioade. Important este că ne-am revenit relativ repede, am continuat să muncim, să facem ce ne-am propus și ne-a ieșit foarte bine. Am avut încredere că vom ieși din această pasă și sunt sigur că vom ține mult timp această perioadă. Atmosfera senzațională, nu pot spune că a fost una specială, că a fost un derby, pentru că e mereu la fel, la Rapid. Ți s-a părut specială? A fost specială, cred că fiecare meci e special pe Giulești. Mereu a fost stadionul plin, atmosfera incredibilă, fanii sunt ireale, nu avem cuvinte să le mulțumim pentru această atmosferă și pentru faptul că ne împing, într-adevăr ne împing de la spate, deși sună clișeic, chiar asta fac.